Într-o zi, într-o după-amiază, Costin a dat un interviu la Antena 3. Din păcate aveam aceleași simptome ca și el, adică un tinnitus. Eu am 68 de ani acum și anul trecut am avut pentru prima dată o experiență tristă în ceea ce privește sănătatea mea și am venit pur și simplu cu creierul blocat. Eu nu știam că am creierul blocat până nu am făcut o evaluare cu Costin și Costin mi-a arătat creierul meu care era albastru, adică era rece, rece. Am început antrenamentele, am continuat și încet, încet am început să mă luminez. Am început să zâmbesc iar, nu știam să zâmbesc. Când am venit aici, nu știam să zâmbesc. Nu mai știam să zâmbesc. Și încet, încet, tinnitusul a început să se resoarbă. Pentru ce am avut eu? Anxietate, blocaj interior a minții. M-a ajutat extraordinar de mult și am început să cred că ăsta e drumul. M-am reinventat. A trecut, am fost nevoit să mă reinventez. Adică tot ce am făcut până la 66 de ani, am pus stop și a trebuit să mă reinventez în altă persoană. O persoană care nu mai bea, nu mai fumează, care are cu totul și cu totul alte motivații decât erau înainte. Eu eram un om foarte optimist. Prima dată m-am gândit că eram optimist fiindcă beam un pahar de vin sau redevenit optimist, fără paharul de vin. Și fără țigară, a revenit cheful de viață, creierul dacă vrea și dacă știi să vorbești cu el, poate să te ajute să te vindeci cam de tot ce nu poate să te vindece medicul. După boală și înainte de antrenament, relația mea cu creierul era una care se baza pe nevoile proprii, atâta numai mâncare, frică, fără emoții, fără motivații. Frica a rămas, dar se începe să se estompeze. Frica se transformă, de fapt, în grijă față de tine, adică să ai grijă față de tine. A început să apară motivația, a început să-mi apară zâmbetul și încet, încet am mers cu el. Acum suntem la unison, cât de cât suntem la unison. Și am avut o activitate extrem de stresantă. Adică am lucrat în domeniul petrolier cu accidente mortale, cu focuri, cu incendii, cu care m-am închis. Emoțiile au rămas în mine, tot ce a fost închis a izbucnit. Încet, încet, cu ajutorul antrenamentului, au început să apară emoțiile pozitive. 45 de ani am închis totul în mine. A trebuit să mă schimb, nu? Nu mai vreau să fiu inginer, vreau să fiu empatic cu oamenii din jur și să le împărtășesc ceea ce ei nu vor să creadă, că se pot schimba. Nu vor să creadă. Mai ales cei de vârsta mea. Nu vor să creadă cei tineri, da, păi cei de vârsta mea. Și nu se poate, fiindcă poți să fii creativ și la 60, și la 70, și la 80. Ai prea multă experiență ca să o lași degeaba, să dispară. Aveam probleme și cu somnul. Eu 2 luni jumătate n-am dormit. Și încet, încet am început după antrenament. Înainte de antrenament, după antrenament, am încet, încet, încet să îmi revină somnul. 2 ore, 3 ore, 4 ore pe noapte, 5 ore și la ceva normal. 6 ore, 7 ore. 6 ore, 7 ore. Acum nu mai am probleme. Începe să te sperie normal starea de bine. Începe să te sperie.